Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, bună dimineața! Am spus că nu mai facem emisiunea anul acesta decât dacă se întâmplă lucruri importante și interesante și care merită să fie și explicate altfel decât sunt ele văzute, să spunem, la televizor, unde se mai uită lumea la televizor, sau cum apar ele în comunicate oficiale. Deci, ieri la Piatra Neamț am avut o ședință ordinară de Consiliul Local și una extraordinară sau de îndată, extraordinară de îndată a aceluiași Consiliul Local, dar doar o parte a acestuia prezent acolo. Ședința ordinară era ordinară din start în sensul că erau 51 de proiecte și era greu de crezut că va înțelege foarte multă lume despre ce este vorba. Au fost multe voturi pe persoane, cu bilețele, cu alte chestii de genul acesta. Dar, de fapt, ce a fost interesant s-a întâmplat în ședința extraordinară, unde, după 2 luni de la alegeri, avem primul viceprimar la Piatra Neamț. Este un prim pas spre, hai să-i spunem, o normalitate, în sensul că încep să fie ocupate funcțiile de execuție în Consiliul Local, sperăm și în Consiliul Județean și poate se mai întâmple și pe la niște primării mai mici. Același lucru. Invitat astăzi în emisiune, omul care a, din punctul meu de vedere, fost în centru acțiunii și care, să o spun, să nu o spun, nu știu, dar mie mi s-a părut că a coordonat într-un fel toată acțiunea de ieri. Doctorul Liviu Harbuz, bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Chiar dacă nu e joi, să ne gândim că e o joi norocoasă. Eu acum era să spun că a apărut mesaje. Deci, ieri, ședință de Consiliul Local extraordinară. S-a ales un viceprimar și acel viceprimar de la Pro-România nu sunteți dumneavoastră, din motivele știute, ci Alin Lehăduș. Pro-România a obținut postul de viceprimar și s-a ales doar atât, un viceprimar. Nu s-a ales și al doilea? N-a fost ales, nu s-a ales. Mă rog. Au fost 3 propuneri. Care... Am văzut. Deci eu am fost chiar impresionat. Îmi venea să plâng pentru ultimele 2 propuneri când am văzut că sunt propuși 2 oameni importanți din aripa dreapta ieșicherului politic local și n-au obținut săracii niciun vot. Da. Deci asta pe mine mă duce cu gândul spre o procedură corectă și legală. Spre o procedură corectă, legală, dar care mă face să mă gândesc și să-mi pun întrebarea de ce sau cui folosește. Deci, domnul Bălănescu, în primul rând, eu aș vrea să spun că m-am săturat de ipocrizie, mai ales în zona politică și în mod special acolo unde până acum am desfășurat activitatea în administrația din Piatra Neamț. În toate campaniile electorale, poporul strigă, alegătorii, vrem tineri, vrem oameni care nu au mai făcut politică, vrem oameni curați. Iată că acum am reușit, parțial, să formăm o echipă la conducerea primăriei, formată din tineri care nu au mai făcut politică. Dar... Îmi doresc să meargă lucrurile în continuare tot așa, dar... să nu ne oprim doar la tineri. Nu contează, până la urmă, eu am spus tot timpul că vârsta nu este neapărat un atu și o calitate, dar în același timp aș vrea să vă spun că parțial am reușit să facem ceea ce ne-am propus până la urmă în campanie, ceea ce și-au dorit cetățenii. Când alegem tineri, nu au experiență. Când alegem persoane mai experimentate, toată lumea strigă să mai stea acasă și ne-am săturat de politicieni corupți și așa mai departe. Până la urmă, care este soluția?
Eu cred că trebuie să-i credităm pe acești tineri, să-i încurajăm, să-i susținem și să încercăm chiar să avem o administrație operațională la Piatra Neamț. Ce s-a întâmplat ieri a venit tocmai în sensul în care să operaționalizeze administrația din Piatra Neamț. Nu este normal ca primarul să fie singur atunci când în organigram are încă două funcții de viceprimari. Dincolo de poziția politică a acestor funcții, avem nevoie de un executiv, repet, operațional, de un executiv care să reușească să confrunte problemele orașului. Eu consider că în acest moment parțial s-a reușit acest lucru. Sunt convins că domnul Carabelea și domnule Hăduș vor face o echipă foarte bună, sunt apropiați de vârstă, au aceleași aspirații, au, cum îi place lui Aline Hăduș să spună, am trei copii și pentru ei fac asta, au copii mici, își doresc un viitor pentru orașul Piatra Neamț, deci sunt motivați, avem nevoie de astfel de oameni. Desigur, experiența celor care fac politică de mai mulți ani, să zic, poate chiar zeci de ani, este folositoare, mai ales în situații, așa cum a fost alaltăieri, cum a fost ieri, în care trebuia combătută strategia celor de la PSD și a celor de la ALDE, cu aceeași monedă, cu aceeași poziție, ca să înțelegeți de ce a fost o strategie, chiar aș putea spune una de manipulare, dar nu de manipulare a cetățenilor, ci de manipulare a unor politicieni veroși, care și-ar fi dorit să blocheze sine die numirea viceprimarilor, numirea vicepreședinților la Consiliul Județean. Și atunci, cum cineva spunea ieri... Să blocheze ca să-și formeze propria majoritate. Absolut, să-și formeze propria majoritate, să controleze anumite zone. Și atunci, așa cum spunea cineva frumos ieri, PSD-ul a fost bătut cu armele PSD-ului. Pentru că, ce să facem? Am învățat și eu atâția ani în PSD cum se fac aceste strategii politice. Din păcate sau din fericire, iată, au fost previzibili, au fost surprinși. De fapt, blocajul se producea prin nedepunerea jurământului unui consilier local, a domnului Minuț. Domnul Minuț, care știam clar că nu va depune jurământul și va fi sacrificat tocmai pentru a bloca alegerea viceprimarilor. Și atunci m-am dat rănit în aripă, acum două zile. Adică ați anunțat că rupeți alianța? Am anunțat că rup alianța. Cu PNL-ul. Da? Și îmi cer scuze pentru cei pe care i-am manipulat, inclusiv oameni din presă, și îmi cer scuze public, pentru că fără această mișcare nu am fi reușit niciodată. Iată, i-au mușcat, domnul Minuț a venit și, adică și-a depus online jurământul, moment în care... Eu am intrat în sala de consiliu cu așa zisa mea demisie. Am fost acuzat că mi-am dat demisia și mi-am retras demisia. V-ați anunțat demisia? Eu am în față documentul. În primul rând nu scrie nicăieri demisie, scrie înștiințare. În atenția Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, subsemnat Liviu Harbuz, ales consilier local al Municipiului Piatra Neamț la alegerile din 27 septembrie, vă aduc la cunoștință intenția mea de a demisiona din funcția de consilier local, urmare a deciziei în alte curți. Solicit ca aceasta să fie avută în vedere în raport cu prevederile articolului 204 din Codul Administrativ. Nimeni asta să citească, pentru că, din păcate, în administrație să citesc primele trei rânduri, după care hârtia sau nici acela. Și în presă, la fel. Da, bun, eu sunt cititor de presă și de obicei citesc concluzia, titlul și concluzia. Mai ales atunci când vorbim de Mesagerul. Mulțumim, apreciem. Moment în care... Așteptăm să citești și conținutul. Nu, conținutul trăiesc, nu citesc. Așa. Și invocându-se greșit demisia mea, le-am explicat că nu e vorba despre nicio demisie, am venit și cu clarificări pentru că acest articol 204 și o să explic și de ce prima dată public, pentru că n-am explicat ieri în Consiliul Local întrucât n-am avut ocazia, pentru că
cei de la PSD au încercat să transforme totul într-un circ și un balamuc. Până la urmă, după prima parte a ședinței, au și plecat din sală. Într-un mod specific, adică parcă eram în Mahala undeva, nu în sala de consiliu, de susținerea ședinței Consiliului Local. În momentul în care am explicat, în momentul în care am vrut să explic, nu am fost lăsat, dar am acum posibilitatea. Articolul 204 spune că încetează și eu am invocat demisia la momentul la care prefectul, care ia la cunoștință, îi se comunică de fapt de către ANI sau de către o instanță de judecată, că eu sunt incompatibil, prefectul are o perioadă de 30 de zile în care poate emite ordinul de vacantare a postului. Perioada de 30 de zile este undeva pe 15 ianuarie. Și nu au luat în calcul și acest lucru. Nu este vina mea că nu citesc, nu este vina mea că nu înțeleg mecanismele administrative și legislative. Ba, erau pe acolo niște pseudo-avocați, că nu pot să le spun altfel, crezând că eu am făcut undeva în baie această științare și nu sunt acoperit de lege. Bun. Acum haideți să mergem cu sinceritatea și mai departe cât se poate. N-am nicio problemă. De ce nu s-a ales al doilea viceprimar? Al doilea viceprimar nu s-a ales pentru că partenerul, probabil, din partidul din cadrul căruia se va alege... Au început papagalii când au auzit de... Da. Păi nu, că eu mă gândesc la al doilea viceprimar și papagalii au reacționat. Exact. Eu nu mă gândesc. Probabil că PMP-ul va face o propunere de viceprimar, dar dacă mă întrebați pe mine, cred că încă nu s-au decis pe cine să aleagă. Cine va fi. Și acesta este motivul, e un motiv simplu. Oricum mulțumesc PMP-ului care a votat incorpore pentru viceprimar Alin Lehăduș. Le mulțumesc partenerilor de alianță, deși acum două zile erau puțin îngrijorați. Le mulțumesc pentru colaborare și sper într-o colaborare viitoare, administrativă, foarte eficientă. Le mulțumesc celor de la USR, celor de la PNL și, desigur, și celor de la PMP. Salut cu mare... N-aș vrea să folosesc... Entuziasm. Nici măcar entuziasm. Oricum, am văzut, a fost și un mod de a decanta abordarea și decizia politică. Cei doi colegi de la ALDE, desigur, au fugit din sală, cum știu ei să facă cel mai bine, cei de la ALDE. Și așa s-au limpezit și lucrurile. Știm exact cum stăm. Ca de obicei, PSD-ul și ALDE s-au bazat pe trădări. Ei au fost convinși că eu voi trăda alianța, motiv pentru că au gândit prin mintea lor, motiv pentru care lucrurile s-au întâmplat cum s-au întâmplat. Mulți m-au acuzat că le-am întins o capcană. Nu a fost o capcană. Până la urmă a fost un mod de abordare și gândire așa cum știu ei să simtă. Și atunci s-au regăsit în acest confort și au uitat să gândească, au uitat să citească legi, au uitat să fie vigilenți. Bun, acum pot să explic și eu un pic altfel lucrurile. Vă rog, fiecare deci, cu varianta lui. PMP-ul n-a făcut o propunere de viceprimar, din punctul meu de vedere, nu pentru că neapărat nu și-ar fi ales omul pe care să-l propună. Ba da. Dumneavoastră o să veniți cu varianta Consiliul Județean, trebuie o centură de siguranță. Păi nu. Ca să... Nu. Nu? Nu. Credeți-mă că eu mi-am dorit ieri și îmi doresc sincer și pentru primarul Carabela să fi fost ales și al doilea viceprimar. Avem nevoie pentru că la asta ne-am angajat cu toții și politic eu nu și administrativ. Asta. Eu dar nu contest asta. Eu repet, în momentul de față nu există o lipsă de încredere între actorii politici. Desigur, în politică, în toată lumea, se face prin jocul compromiselor. Adică toată lumea face compromisuri, înțelegeri, speculații,
Dar nu e vorba de speculație. Este o chestie pe care eu... Dar așa funcționează politica. Asta este politica. Asta este politica. Înțelege. Deci la două luni de zile după alegeri, un partid serios, foarte serios, a avut primar, viceprimar la Piatra Neamț, a avut societățile comerciale ale primăriei pe mână, deci și-a dat dovada întregii competențe, dovadă că acum primăria tocmai face un nou împrumut ca să reeșaloneze un credit, să acopere niște greșeli. Da, mi se pare o mișcare foarte corectă, deci, nu, în calitate de consilier local. Nu mă manipulați, nu mă duceți de la unde. Nu vă manipulez, deci, dar n-aș vrea ca dumneavoastră ați spus face un nou împrumut. S-ar putea ca spectatorii creadă că primăria... Am completat. Pentru reeșalonarea datoriei, care ar trebui să subliniem, în momentul de față, cu cât trece timpul, primăria plătește mai mult în baza acestui credit. El trebuie renegociat pentru că este o pagubă suplimentară adusă bugetului primăriei. Ok, revin. Deci, acest partid, serios, după două luni de zile de la alegeri, nu și-a cristalizat ideile pentru a propune un viceprimar. Da, și am să vă spun de ce. Nu uitați că PMP-ul nu e treaba mea să fac o analiză, dar o fac, hai să spunem, având în vedere că, practic, eu nu mai sunt consilier local, deși până pe 15 ianuarie măcar teoretic sunt. Nu-mi permit eu să fac analize față de alte partide, dar am să-mi îmbrac cămașa de jurnalist, să zicem așa, deși nu mă ridic chiar la rangul de jurnalist. Am să fiu modest. Nu uitați că PMP-ul a trecut printr-o perioadă oarecum nefirească în momentul în care a preluat de la PNL un lider care le-a adus și un scor foarte bun în alegerile locale, care acum a creat un alt pol de putere în PMP doar prin simpla prezență, nu pentru că n-aș vrea să-l acuz pe domnul Chitic că și-a propus asta. Dar era evident un lider și un om politic puternic care s-a legitimat printr-un mandat sau prin două mandate, aș putea spune, de primar, era normal să se creeze un alt pol de putere. În același timp, tânăra generație și mai puțin tânăra generație, normal, cu ambiții firești, politice, au încercat să se poziționeze ca masculi alfa. Din păcate, în PMP acum există trei persoane cu pretenții de lider, dar, desigur, sunt toți trei, nu, doi dintre ei sunt lideri informali și unul este lider formal. Acum, ce vor stabili în interiorul partidului, cum vor face alegerile, este problema lor și nu vreau eu să analizez modul în care PMP-ul face politica. Ce vă pot spune este că ieri PMP-ul totuși s-a ținut de cuvânt și a mers pe alianța pe dreapta. Desigur, până la final, când vom ajunge la județ, nu garantez că toți cei din PMP, dar ce cred și sper să fie așa, PMP-ul în sine ca partid, excluzându-i pe cei care probabil vor trăda și vor duce un alt fel de politică, va merge așa cum a promis, într-o alianță de dreapta. Eu sunt convins că după ce se vor face alegerile de vicepreședinți la Consiliul Județean, în secunda 2 va fi identificat și liderul pentru viceprimar la Piatra Neamț. Dar până atunci așteptăm să probabil, vedem. Probabil că va influența foarte mult alegerea vicepreședinților, nominalizarea, propunerea persoanei care va veni viceprimar. Bun, deci haideți să spunem că după două luni ne-am lămurit. Nu, ne-am lămurit 25%, pentru că avem doar un viceprimar. Nu, ne-am lămurit cu privire la funcționarea unor alianțe. Da. Da? Ne-am lămurit că cei trei, acum sunt patru, e invers ca chestiunea cu cei patru apostoli au fost trei, acum cei trei sunt patru și PMP-ul. Cât o mai exista în formula asta și PMP-ul. Deci, nu știu PMP-ul, dar simt nevoia să vă spun, pentru că noi, ca și PMP-ul, nu am intrat în Parlament. Că noi încă ținem la
structura noastră de partid. Suntem uniți, suntem o echipă. Desigur, și la noi probabil vor fi trădări, pentru că nu există partide fără trădători. Dar eu mizez pe faptul că vom fi uniți și vom merge în echipă până la capăt, cei din Pro-România, atât la nivel național, unde deja avem comunicare cu președintele partidului, cu Victor Ponta, cât și la nivel local, în peste 90% din organizațiile pe care le avem. Noi, liderii de organizații județene, suntem într-un dialog permanent, în fiecare zi vorbim între noi, atât pe grup cât și telefonic, motiv pentru care eu consider că Pro-România, un partid neparlamentar, funcționează și va funcționa în sensul în care politica nu se face exclusiv din Parlament. Oricum, Neamțu are deja un viceprimar, adică aveți ce să vă lăudați la nivel național. Da, nu e vorba de lăudat la nivel național, pentru că știți bine, scorul nostru nu a mai fost așa cum a fost la alegerile locale, când am avut un scor foarte bun. Este vorba despre răspunderea pe care o avem, pentru că, iacătă, nu suntem în Parlamentul Național, dar suntem în Parlamentul Local. Iar pentru noi, cei care locuim în Piatra Neamț și în județul Neamț, cred că e mai important Parlamentul Local decât cel național. Bun. Haideți că suntem în Parlamentul Local, încă local. Local suntem. A fost o ședință ieri. 51 de puncte pe ordinea de zi. Da. Am stat și m-am uitat. N-am rezistat la toate dezbaterile de acolo. Dar au fost foarte multe hotărâri extrem de importante. Da. Extrem de importante. Da, lucruri care țin până la urmă de moralitatea administrativă, lucruri care țin de o bună funcționare a administrației publice locale și foarte multe, vedeți, vorbim de o alianță pe partea dreaptă, vorbim despre politici, să le spunem, de dreapta. Dacă veți fi atenți, veți vedea că sunt foarte multe elemente și foarte multe decizii de ordin social care de obicei caracterizează partidele social-democrate. Vorbeam de moralitate administrativă, da, de exemplu au fost hotărâri în care s-a stabilit creșterea taxei pentru cei... Acum, Păi nu, asta vreau să vă întreb. Avem creștere de taxe. Creștere de taxe, dar pentru cei care fie încalcă legea, fie nu înțeleg să se integreze în niște reguli de urbanism corect. Adică cei care nu își îngrijesc... Exact. Terenurile neîngrijite vor fi taxate suplimentar, dar nu știu, dar ați văzut că sunt, nu mai știu exact numărul, dar e proiect de HCL, după proiect de HCL, bine, ele acum au devenit hotărâri ale Consiliului Local, în care unora li s-a micșorat taxa pentru că au înțeles să-și împrejumească și să-și întrețină terenurile, iar cei care n-au înțeles acest lucru au suportat o mărire de taxă. Bun. Când se ia o hotărâre atât de importantă, reeșalonarea unui credit, da, n-ar trebui cineva să vină, nu la... Mesagerul. Că la Mesagerul e greu. Noi nu prea înțelegem cum e cu lucrurile astea. Dar să facă, măcar pe Facebook, o expunere de ce este necesară. Păi vă explic eu. Știți ce s-a întâmplat? După ce ați votat, îmi explicați. Gândiți-vă că oamenii nu citesc nici prospectul la medicamente. Gândiți-vă că multe din actele administrative sunt postate totuși pe site-urile primăriilor sau a instituțiilor administrative. Oamenii nu au răbdare să citească, păi dacă le punem, nu știu, oamenilor în față un buget pe capitole, cred că nici 1% din populație, câteodată nici aia din administrație, nu reușește să citească bugetul. Dar dacă un om cu părul creț din primărie, pe o pagină, spune așa, principalele modificări la rectificarea bugetară sunt, am luat de acolo și am pus acolo, am luat de acolo și am pus acolo, am tăiat de aici, pentru că nu le cheltuim. Lucrurile astea sunt. Nu. Ba da, într-un rezumat care să fie citibil.
Da, și pentru nespecialist. De un limbaj accesibil publicului larg. Am înțeles. Aici este nevoie, știți cum e, și eu în medicină spun la fel, avem nevoie de un traducător. Aici intervine ceea ce noi am dezbătut luni de zile aici la dumneavoastră emisiune, partea de comunicare. Eu cred că noi avem o problemă la comunicare. Comunicarea nu este suficientă doar prin afișarea unor documente care sunt greu accesibile publicului larg. Ea trebuie ca să fie ca un dicționar explicativ, nu al limbii române, că pe ăla nu citește nimeni. Gândiți-vă că acest element despre care vorbea, acest HCL, era imperios necesar. Și eu să vă explic foarte simplu. În momentul de față, creditul are o dobândă de 3% și nu mai știu cât era roborul, dar cred... Nu, 3% cu 3,5 robor. Bun. Să fim serioși. Eu chiar am făcut o glumă în ședință cu primarul Carabela și i-am spus n-aș putea să preiau eu creditul, cumpăr eu datoria și să-mi dați mie 3%, că nu mi-ar strica. Adică e cea mai mare dobândă pe piață în momentul de față. Și de comun acord, să știți că n-a fost o decizie pe care a luat-o de unul singur, domnul primar Carabela. S-a sfătuit, ne-am consultat cu toții și am ajuns la concluzia că este singura soluție pentru renegociere și reeșalonare a creditului. Până la urmă, ca să înțeleagă toată lumea, este vorba de inducerea unei economii la nivelul bugetului orașului Piatra Neamț. Și de o prelungire a perioadei? Bun, prelungirea se face tocmai în sensul în care cheltuielile pentru acest credit să fie mai mici. Deci este un câștig la bugetul primăriei Piatra Neamț. Deci, practic, avem aceeași sumă. Nu. Nu, nu, adică... nu de plată. Aceeași sumă de la care plecăm. Da. Ea se împarte în rate mai mici pe o perioadă mai lungă de timp. Ceea ce permite primăriei o oarecare flexibilitate în zona de investiții. Și mai este o problemă de care trebuie să ține cont la negocieri, probabil, că nu mă pricep, nu prea sunt eu în temă, dar dobânda care nu s-a plătit în timp, dacă este adăugată la creditul mare, s-ar putea să nu facem o economie, să facem altceva. Tocmai asta se încearcă, eliminarea dobânzii și penalităților pentru dobânda care n-a fost plătită conform eșalonării creditului. Da, deci lucrurile, de asta am spus, e bine să mai fie din când în când explicat. Pentru asta sunt la dumneavoastră și vă stau la dispoziție oricând să fiu așa un fel de translator. Atunci vă pentru rog. Pentru că primăria chiar, și numai primăria, în general există această problemă a comunicării. Spuneți-mi un pic, am văzut că s-a votat cu destul de mult entuziasm noua listă de reprezentanți ai Consiliului Local în adunările generale ale acționarilor și în AGA societăților Consiliului Local. O să vă spun și aici. Lucrurile au fost, nici măcar nu au fost negocieri. Conform algoritmului politic, pentru că așa e cutuma și... bineînțeles și cadrul legislativ, în fiecare societate subordonată primăriei a fost numit un reprezentant din fiecare partid, dar știți cum a fost făcută această alocare? Cu cifre, nu cu nume, nu cu persoane. Ulterior, fiecare partid și-a nominalizat persoana care va face parte, pentru că așa spune legea, dintr-o societate sau altă. Bun. Au primit un mandat doar de reprezentare sau s-a discutat și ce anume se dorește? Absolut. Mai ales când vorbim despre societățile primăriei, avem deja o strategie. Știți că în campania electorală, propunerea USR-ului a fost aceea de a desființa aceste societăți. În urma consultărilor între PNL, USR, Pro-România, s-au luat niște decizii pe care eu nu pot să le fac publice, este atributul primarului în momentul de față. Oricum, ideea este că aceste societăți vor fi reformate.
unele transformate în birouri sau servicii în primărie, altele prin absorpție sau unificare. Deci este o strategie de reformare acestor societăți, tocmai în interesul de a le face cât mai eficiente pentru populația din orașul Piatra. Deci eu înțeleg așa, unii reprezentanți ai Consiliului Local, consilieri locali, merg în aceste societăți tocmai pentru a identifica modalitățile prin care ele sunt. Modalitățile noi le-am identificat, vor merge doar pentru a evalua, pentru a face, nu este chiar un audit, dar pentru a face ceea ce noi numeam la un moment dat auditul înainte de preluare și de operaționalizarea acestor societăți. Deci am în față lista cu propuneri și mă uit aici și văd că, de exemplu, Locativ Serv, o societate care, mă rog, funcționează pe bază de comision. Dar care s-ar plăta mult mai bine să fie un serviciu în primărie. Are în, ca reprezentanți pe cineva de la PMP, pe cineva de la PNL. Cel mai frumos este la Public Serv, unde este domnul Irimia Marius Ioan, de la USR Plus, da? Și, mă rog, era domnul viceprimar, nu știu dacă mai poate fi acum. Domnule Hăduș. Nu, nu va mai putea. Nu va mai fi. Va fi interesant să vedem ce se întâmplă la Publiserv, ce se întâmplă la Perla Invest, unde există o perla coroanei din punct de vedere imobiliar. Dacă nu mă înșel, acolo este doamna Moisi. Da. Și cu domnul Cezar Filip Constantin. Da, cred că doamna Moisi este perla... La CMI Urban va fi iarăși instituție. Interesant. Cum va fi făcută o modernizare, este domnul Ciprian Enache de la ALDE și domnul Ciobanu Adrian. Deocamdată. De la PNL. Deocamdată. Am înțeles. Salubritas. Deci... Da, sunt societăți foarte importante. Sunt importante, în primul rând, prin activitatea pe care o prestează. Iar aceste societăți trebuie eficientizate pentru că aduceți-vă aminte. De altfel, aș vrea să mai explic ceva. Această alianță se face în baza politică, se face în baza unor obiective. Reorganizarea societăților subordonate primăriei a făcut parte din program și din obiectivele care ne-au unit în jurul unui program. Și credeți-mă, ele vor merge până la capăt, în sensul în care, repet, nu pentru a crea sinecuri, pentru că practic desființăm niște sinecuri pe care le știm de ani de zile, venim să le eficientizăm și să le facem cât mai utile cetățeanului. Tot te vorbesc, venim. Eu nu mai vin, eu veniți sunt în afară. Coordonatorul unui partid care are viceprimar. Dar n-aș vrea să existe o presiune politică, aș prefera să fiu abordarea administrativă. Bun. În punct, cât puteți să-mi spuneți aici? Eu pot să vă spun tot. Nu cred. Bine. Nu cred, că dacă nu chiar întreb. Provocați-mă. Spuneți că avem un plan care s-a discutat. În acest plan care s-a discutat, s-a luat în calcul faptul că primăria Piatra Neamț are nevoie de o infuzie financiară alta decât cea obținută prin reeșanarea unui credit? Absolut. Așa cum ați văzut, deja au venit 5 milioane pentru primăria Piatra Neamț. Este o finanțare guvernamentală care, din păcate, ne ajută să ne plătim datoria. Dar având în vedere că... De ce îmi sună cunoscut lucrul ăsta? Da, asta este. Gândiți-vă că funcționăm ca și o persoană fizică. Dumneavoastră, când aveți datorii, cheltuiți mai mult, nu încercați să vă stingeți din datorie dacă mai aveți și penalități. E o chestiune normală. Dar gândiți-vă că n-ar fi venit acești bani. Deci eu cred că infuzia financiară a guvernului a fost binevenită și vor mai urma și altele. Dar, așa cum spuneam și în campania electorală, primăria Piatra Neamț, Consiliul Local, trebuie să identifice soluții prin care să producă, să devină ca o întreprindere generatoare de profit. Pentru că altfel, dacă va sta
așa cum spuneați, ați mai auzit sintagma, avem datorii, suntem în găleată. Da, sunt datorii, dar eu cred că datoriile pot fi plătite cu investiții în paralel pe resurse identificate de o echipă de management mai bună decât a fost. Ce e așa de complicat să vorbim despre management? De vorbit nu e complicat. Și de făcut. Pentru că auzeam, domnule, ce caută Alin Lehăduș, care este consultant imobiliar la primărie. Dom'le, bine că nu e bun Alin Lehăduș la primărie, care e consultant imobiliar și care cred că se află chiar în locul potrivit, dar e bun un consultant imobiliar să conducă spitalul județean din Piatra Neamț. Ok, n-am nimic împotrivă. De ce? Pentru că aici vorbim de management. Iar managementul este același. Ba, știți că a fost și varianta că o să merg eu la spital. Păi asta mai lipsea. Ce a ajuns la spitalul din Piatra Neamț un veterinar. Oamenii nu înțeleg că aici vorbim despre principii și mecanisme de management care sunt aceleași și dacă vorbim de, nu știu, de vidange și dacă vorbim despre sănătate și dacă vorbim despre educație, principiile de management sunt aceleași. Bun. La județ, cum se va funcționa? Nu știu, chemați pe cineva de la județ. Păi nu, domnul Harbuz. Deci, este o alianță, sunteți partea unei alianțe, da, alianța care și-a propus să materializeze. Păi aveți răspunsul, vedeți? Și-a propus să materializeze. Și-a propus să materializeze numărul și face toate demersurile pentru a materializa ceea ce a stabilit în cadrul alianței și să atingă obiectivele pe care și le-a propus. Gata cu joaca, gata cu joaca politică, gata cu blocatul, pentru că atitudinea asta a PSD-ului de a bloca, având mari abilități în jocurile politice, să nu-i subestimăm, nu cred că va folosi cetățenilor. Iar povestea aia pe mine m-au ales 67.000 sau 76.000 de alegători. Ok, dar încă 126.000 nu te-au ales. Ori ești președinte pentru toată lumea, ori invocând numărul de oameni care te-au ales, ești președinte pe moșia ta și faci ce vrei. Nu. Eu cred și nici nu consider că e ok să avem, să spunem, doi vicepreședinți de la USR și de la PNL care să-l izoleze pe președintele PSD. Nu cred că asta e ok. Vreau să vă spun. Eu consider că mai mult ca niciodată, mai ales la nivel guvernamental, dar și la nivel local, avem nevoie de politici consensuale. Haideți să ne stabilim niște obiective și să guvernăm pe acele obiective și nu pe toanele, ca să nu mai vorbim despre orgoliile politice, jocurile politice. Haideți să guvernăm pe problemele, pe necesitățile pe care le au locuitorii județului. De acord cu dumneavoastră, dar credeți că în Neamț e posibil asta în conjunctura actuală? Cu Ionel Arsene președinte și cu doi vicepreședinți care vor veni și după părerea mea va trebui să facă eforturi deosebite să vadă și să poată contracara niște acțiuni. Bun, vor fi șicane politice, administrative, dar vreau să văd pe ăla care are curajul să șicaneze și să blocheze niște demersuri și niște hotărâri ale Consiliului Județean în interesul cetățenilor. Dacă o vor face, probabil că vor fi taxați corespunzător tocmai de către electorat. Bun. Acum dumneavoastră, domnul doctor Liviu Harbuz, aveți o perioadă de câți ani, 3 ani, în care să vă puteți... Nu, am toată viața la dispoziție să fac ce vreau. Nu, eu vorbesc de administrație. Nu este. Există viață și după politică și după administrație. Ce veți face în continuare, domnul doctor? Ce planuri aveți? Mai bine. Ce știți fac mai profesia? Bine? Faceți emisiune în continuare la Europa da, FM? Da, am resemnat contractul din 16 ianuarie, încep noul sezon. M-au sunat, am acceptat. N-am să mă despart niciodată de lucrurile care m-au consacrat până la urmă.
pentru că nu m-a consacrat nici administrația în Piatra Neamț și nici jocul politic la Consiliul Local. Ei, haideți, că asta va rămâne așa undeva acolo. Știți, răspunsul meu a fost ieri, toți mă întrebau, bă, dar cum ai făcut joaca asta? Pe inteligență. Nu, le-am spus, atât am putut. Nu-l subestimați pe Liviu Harbu, spunea cineva. Nimeni nu trebuie subestimat în general. Eu încerc să-mi supraestimez adversarii și nu să-i subestimez, pentru că din ignoranță, din orgoliu, din suficiență, lucrurile se pot transforma de multe ori în drame, așa cum a perceput grupul celor patru PSD ieri în Consiliul Local. Mi s-a părut că e ceva dramatic. Nu e dramatic. În continuare pot contribui la ceea ce înseamnă bunăstarea orașului prin votul lor, care să nu fie unul politic, ci unul în interesul cetățeanului. Bun, deci faceți emisiune? Fac emisiune, mă întorc în București, dar voi face naveta, pentru că va trebui să coordonez Pro-România Neamț. Asta vreau să vă întreb. Ce se întâmplă cu organizația Pro-România Neamț? Se organizează în continuare. Se organizează în continuare. Da. Propuneți om la județ? Pentru ce? Post de vicepreședinte? Nu. Nu, vreau să începem manipularea de pe acum. Nu vom propune vicepreședinte. Nu așa a fost înțelegerea. Eu îmi respect până la capăt înțelegerea cu partenerii de alianță. Oameni buni, a fost Liviu Harbuș, ne-a explicat despre ceea ce s-a întâmplat ieri în Consiliul Local. Am vorbit și despre planurile domniei sale de viitor. Aștept cu nerăbdare. Nu chiar despre toate, dar mai vorbim după emisiune. Aș vrea să vă mai spun un singur lucru. Toată viața am avut planul B și C. Și uneori chiar D. Eu aștept să văd cu nerăbdare care va fi reacția PSD-ului după ședința de ieri. M-am uitat de curiozitate. Una explozivă. M-am uitat acum de curiozitate, că de obicei comunică, ca toată lumea acum comunică pe Facebook. N-am văzut-o. Legalitatea va prima, nu declarațiile belicoase. Lucrurile care demonstrează legalitatea faptelor, succesiunea faptelor pe care ei încă n-au înțeles. De asta nici n-au reacționat încă. Vă mulțumesc pentru participare. Vă doresc sărbători cu bine. Și eu, dacă îmi permiteți, aș vrea să le urez tuturor nemțenilor un Crăciun fericit, liniștit, multă sănătate, pentru că avem nevoie foarte mult de sănătate în perioada asta a pandemiei, și un an nou minunat, și aveți încredere în administrația publică, măcar în anul care vine. Da, și eu trebuie să răspund unei întrebări care mi se adresează. Nu, joi nu va fi domnul dr. Liviu Harbuș. Nu voi mai fi până la sfârșitul anului, poate începând după de anul viitor, dacă domnul Bălănescu mă va considera dezirabil pentru emisiunea. Dacă acest studio va mai exista și va putea să... Aveți ceva în gând? Sau avem, să-l mărim. Am înțeles, atunci să-l mărim, zic. Da. Mulțumesc, vă doresc cele bune, oameni buni. Eu sper ca mâine să putem găsi și pe cineva de la PSD să vină să ne explice punctul lor de vedere în emisiune, să ne spună cum au simțit ei acest moment în care postul de viceprimar a plecat la Pro-România. A durut. Să vedem dacă zare și în direct. Cele bune, numai bine! Să fim iubiți cu toții!